A? Da. Problema e asta, că femeia, bărbatul poate să vorbească uneori aiurea, se întâmplă să vorbească aiurea. Când îl chemi la cabinet, nu începi, tu și nu-ți dai seama la vorbă, tu și îndiopște ești, parcă tu vezi că te iau de prost, auzi, fără cuvinte din astea. Tu îi spui, tu ai dat o idee foarte înțeleaptă, foarte bună, numai că un pic n-ai făcut legăturile bine. Oh, dacă îi spui asta, care e riscul? El poate să intre înapoi să se corecteze. El poate să intre înapoi să se corecteze și tu după asta trebuie să-l iei în alt cabinet. Auziți, eu știu că eu nu vreau să fiu omul care, sau biserica în care să vorbim lucrurile super spiritual cumva și nu rezolvăm întrebarea. Trebuie să rezolvăm. Când femeia ta vorbește aiurea, că oricare e supus la o vorbă în dodi și aiurea, fără sens. Cel mai bun rezultat, cheamă un cabinet. Înțelegi? Sau, repede, Tania, îmi place, eu am vorbit aiurea odată, Tatiana, odată numai. Tatiana spune, te cheamă Bela. Eu mă duc repede, dau de colț, dar ea, tu, trebuie să ne dăm seama. Gata, înțeles, frate. Am intrat înapoi, smerit, gata, toți m-au de pastor, gata. Și e bine că am 4 copii. Că dacă vorbesc aiurea de 4 ori, te cheamă. De exemplu, cum sora Lilia are numai un copil, poate să zic lui Vitalic că Otilia îl cheamă de 5 ori. Auziți? Nimeni nu-i scutit să nu vorbească aiurea, toți, pentru că suntem oameni. Important, nu corecta în public niciodată, asta e urât. Tu trebuie să fii așa, ca bărbatul tău să fie bine văzut la porțile cetății, când șade cu bătrânii țării. Vreau să-ți spun, femeie se hrănește cu cuvinte frumoase, ce frumoasă ești. Auzi, vrei să fii prieten cu femeia ta? Spune-i că o slăbit cu un kilogram. Ești prieten. Dacă ai zis, asta înseamnă că o apreciez. Bărbatul nu se hrănește cu frumusețe. Bărbatul se hrănește cu cinste și onoare. Asta e bărbatul. Dă-i cinste și el o să îmbli ca un cocoș prin Londra. Dă-i cinste, cinstește-o. Dar dă-i cinste, știi cum? În public dă-i cinste. Nu te rușina. Lasă tu cu învățătura la părinți și la buniei, care ei au trăit aiurea. Tu trăiești frumos, dă-i cinste. Știi cum îi dai cinste? În public. Spune, dar e ca soțul meu, spune la toți, tare. E ca soțul meu m-a plimbat azi și am fost și am mâncat câte o felie de tort, împreună ne-am rugat. Tu ai spus asta la soțul tău, el se hrănește cu cinstea asta. Înțelegi? Dacă tu i-ai tăiat, nu-i dai cinste lui soțul tău, l-ai omorât. Femeia, așa fel de femeie, e ca un putrigaie în oasele lui, spune Biblia. Dă-i cinste. Lui nevastă, spune că e frumoasă. Auzi, dar nu, ce interesant. Foarte mulți care se fac super spirituali, dar nu-s. Ei nu dau voie ca nevasta lor să se aranjeze pe față. Să nu se aranjeze deloc. Dar singur, să uite la astea aranjate. Și îi place cum arată el. Mai ce aranjat. Și chiar îi vine prin cap gândul, eu zic în numele la toți bărbații, că nu s-ar da înlături odată, pentru că ea e aranjată. Dar lui baba lui spirituală, trebuie să arăți ca o babă. Stați. Asta trebuie să înțelegi. Bărbatul e creat de Dumnezeu ca să nu se aranjeze mult. Sunteți de acord, fraților, că 99% din bărbați ei trebuie trimiși la baie. Ei nu fac asta din propria lor inițiativă, asta sunt puțini bărbați. Cei mai mulți trebuie trimiși, tu lui trebuie să-i demonstrezi că de la dânsa duce oaie. Dacă tu nu i-ai demonstrat, auzi, dacă nu-i demonstrezi, el nu face asta. Și atunci, dar femeia nu-i creată așa, ea e creată să se aranjeze. Dacă nu-i dai voie să se aranjeze, o usuci, nu o usca.
Stați un pic, trebuie să fie neapărat un arbitru, nici ca femeile din lume, dar nici ca babele spirituale, da? Aranjat, un pic, ea nu poate fără aranjare, ea un pic păr și-l face, un pic l-o încrețit aici, nu? Pentru tine face. Fii atent să nu te aranjezi prea tare, ca frații din adunare să zică, mă, ce soră, fii atent. Te aranjezi așa, ei, când ești în patul tău cu soțul tău, aranjează-te, soră, cum n-a văzut nimeni în Paris din toate vremurile, în patul tău cu soțul tău. Măcar că, o să vorbim asta în tema de seară, măcar că mulți în patul lor sunt așa de spirituali, că îi sculcă îmbrăcați. Eu îți vă spun unde. Ca să nu păcătuiască, să vadă goliciunea. Asta se întâmplă în Rusia și în Ucraina. Eu pot să dau și locuri unde se întâmplă. Învățătura e așa, da? Să nu trebuie de păcătuit. Da. Bun. Un alt punct care e foarte important. Nu rezolvăm neînțelegerile. Stai. Nu rezolvăm neînțelegerile noastre înaintea copiilor. Scrie. Nu rezolvăm neînțelegerile noastre înaintea copiilor. Nu rezolvăm neînțelegerile noastre înaintea copiilor. La cine din voi s-a întâmplat vreodată ca soția sau soțul, de față cu copiii, să strige, nu nimic cu ora, noi să mâncăm pe la 3. Ora nu nimic, e liber, noi trebuie să terminăm tema. A, nu, dar noi știm, am vorbit deja. Da, spune. La cine dintre voi vreodată s-a întâmplat ca să strige unul la altul, de față cu copiii? Ioana! Mai trebuie să zic, soră Ioana! Sau, Andrei, ce cu tine? Cel mai mult procentaj de fete care au devenit lesbiene, este fetele care au văzut neînțelegeri de-a părinților des. Și ele nu mai vor bărbat. Pentru că cu bărbat, mama a învățat-o. Că bărbatul ăsta e omul cu care te cerți, nu cu care ești fericită. Asta e greșeala mamei. Fete educate, deștepte, lesbiene, în Londra, statistic. De ce ai devenit lesbiană? Am devenit pentru că tata cu mama totdeauna se certau și eu atunci am zis, dacă între bărbat și femeie se întâmplă asta, mă duc cu altă femeie, înseamnă că între noi nu. Și invers, la băieți tot așa. De atâta, fraților, frați și surori, e foarte important. Nu există neînțelegeri în fața copiilor. Sunteți de acord? Amin. Dar cum faci când îți vine să strigi la el sau la ea, îți vine să te cerți? Cum faci? Pui pe soia. Acum? Știi ce se întâmplă? Cineva care nu o să vrea să-ți lămurească corect ce să faci, el o să-ți spună, citește Isaia 24. Auzi? În momentele alea numai Isaia 24. Tu cauți atunci să-ți fii sub mână Psalmul 2. În momentele alea. Nu, băieți. Nu, frate și surori. În momentele alea tot se întâmplă la cabinet. Îți vine să-i spui, ia în tine aer când îți vine să-i spui și dă-l drumul încet. Trebuie să-i dai drumul în vreo 15-20 secunde. Iar îți vine să-i spui, îi dai drumul încet și ori la aer. Niciodată nu spui de față cu copiii, pentru că știi ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Copilașul tău, tu mâine cu soțul te împaci, dar el ține minte tot și el neapărat îl va urâ pe unul din părinți. Neapărat! Iată de ce se întâmplă în America. În America se întâmplă că cei mai mulți tați sunt la casa de bătrâni. Mamele nu, mamele mai puțin. De ce mamele nu? Pentru că tata strigă la mama, bă, ți-am spus! Copilul l-a urât în sinea lui, tata. Tata este care strigă de față cu copiii.
Și când tata a îmbătrânit, îi zice, dar n-am nicio legătură să plătească cu tine, la casa de bătrâni. Dar mama, pentru că se implică, de exemplu, spune, măi, nu striga, tot e bine. Copilul vede asta, se împrietenește cu mama și niciodată nu o lasă la casa de bătrâni. Pentru că mama nu a dat voie, ne înțelege de față cu copiii. De atâta fiți înțeles, sunt mami care de față cu copilul, ți-i demonstrează lui copilul cât e de prostată, asta e urât. Pur și simplu, închide gurița, du-te în cabinet și rezolvă acolo, în șoaptă, cu gura în piernă. Nu rezolvăm. Voi mâine uitați, copiii vor avea păreri de rău toată viața. Amână și vorbește după ce ei adorm. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea asta lui Richard Wurmbrand, a zis așa. Ați auzit, nu? Cu cearta, cu soția lui. Ați auzit-o toți? 40 de ani. Au zis că m-am supărat așa de tare pe nevastă când venea să o cert, de față cu... Și am zis, nu fac asta de față cu toți. Zis că lăs pe mâini dimineață. Ați auzit-o, nu? Zice, și dimineața am zis că îi zic în față, bărbați, când se nervează, știi? Și zic că dimineața, hop, când dimineața îi spun, bate cineva ușa. Frate Richard, noi am venit la părtășie. Bun. El zice, bun, las că de seara. Și de aia, o vorbit despre dragoste. Richard spune, îți duc toți acasă, mă așez cu ea și îi spun tot. Zic că când seara să mă așez, mi-i somn, adorm. Zic, las că mă dimineața. Dimineața mă trezesc, chiar bate ușa. Frate Richard, ia că noi avem o întrebare în Biblie, nu avem o înțelegere. Richard zice, ai las cât de seară. Și-a zis, că așa, fraților, au trecut 40 de ani. Și acum vreau să-i spun, dar nu mai știu ce să-i spun. Am uitat. Acum chiar vreau să-i spun, dar nu mai știu. Am uitat ce am vrut să-i spun. E foarte înțelept. Amână mânia. Amână mânia. Cel puțin pentru 3 zile. Hai să spun cum e asta. Împăratul David, în scrierile ebraice, spune așa. Când venea un soldat la el, se plângea de altul. Împărate, uite ce ala m-a împins în șanț și cât pe ce să nu vină o suliță în mine și el trebuie omorât că a vrut ca eu să mor. Scria o plângere. Scria o plângere așa de mare. Împăratul David îi spunea, vină peste 3 zile. Asta venea peste 3 zile și scria numai atât. De ce numai atât? Să potolit, să liniștit. Când dai să te plângi cu ea, auzi? 3 zile. Nu zice nimic 3 zile. Îi spui după... Luni te-ai supărat pe ea foc, joi, spune. Și tu joi să-i spui, nu ca luni, tu joi să-i spui, nu trebuia de făcut asta. Și gata. Fii înțelept, fii înțelept. Noi avem nevoie de înțelepciune. Fraților, binecuvântați-vă unul pe altul înaintea copiilor. Binecuvântați-vă unul pe altul înaintea copiilor. Copiii mei toți patru stau, eu apuc pe Tatiana, pun mâna peste capul ei și spun, Tatiana, ești frumoasă, te iubesc. Fii binecuvântată, dar ei stau așa. Mai ales Biela, eu se spun. Ascultă-te, ei, ți-ți pare că ei n-au văzut? Sau n-au tras atenție? Ei absorb tot. Tata o binecuvântat pe mama. Și după 20 de ani își vor aduce aminte și vor trăi ca tine. Ei au absorbit asta. Dar când el l-a văzut numai pe tata, pe totdeauna, ei, fă ce vrei, înțelegi? Fă ce vrei. E fetița asta a văzut și asta se zice lui soț. Fii atent. Niciodată de față cu copiii. Mânia amână. Copiii tăi vor duce în familia lor ceea ce au văzut la tine. Încă ceva. Nu poți să-i spui lui copil să citească Biblia și să roage dacă el nu vede asta la tine. Nu poți să-i spui niciodată. Un alt punct care e foarte important. Eu știu că voi dacă v-ați obosit, nu e problemă. E ok, mergem mai departe. Un alt punct foarte important. Scrie, o iubesc. Nu pentru ceea ce face. Scrie, o iubesc pe soția mea sau pe soțul meu. Da. O iubesc pe soția mea nu pentru ceea ce face
sau nu facem? O iubesc pe soție sau pe soțul meu nu pentru ceea ce face sau nu face, ci o iubesc pentru ceea ce este. Scrie asta, asta e important. O iubesc pe soția mea nu pentru ceea ce face sau nu face, ci pentru ceea ce este. O iubesc nu pentru ceea ce face sau nu face, ci pentru ceea ce este. Fraților, se întâmplă necazuri în familiile voastre? Ești tu deschis cu soția ta? Da? Ești deschis cu soția ta? Ține minte, soția ta când are un necaz, tu ești primul om care ea vrea să-i spună, dar ea uneori înțelege că n-are cui îi spune. El înțelege că dacă îi spun, o aprind, mai bine tac. Și asta e ceea ce vrea diavolul, ca tu să ai secrete față de ea. Mai bine tac să nu mi-i spun. Auzi, uite ce interesant. Fă așa. Trupul, uite atent, soțul și soția e un singur trup. Mâna asta nu poate să aibă secrete față de mâna asta. Piciorul ăsta nu poate avea secrete față de rinichiul meu, pentru că rinichiul știe funcția la tot, cum merge, tot, noi știm, în trup tot știe. Tot e una, e un singur trup. Sunt momente în viață și ele, dacă trebuie des, când trebuie să te înțelegi cu soția ta așa. Hai să ne spunem unul la altul, deschis toate lucrurile. Nu, hai, deschis. Se întâmplă unele femei după naștere, le doare fundul. Ea nu-i spune lui soț până face cancer, pentru că ei îi este rușine. Ea nu spune, pentru că e rușine. Ba nu e rușine, e o prostie că nu spui. Tu trebuie să te așezi să-i spui lui tot. El e ginecologul tău, chirurgul tău, el e tot a tău. Și am să vă dau un exemplu adevărat despre un pastor care eu îl cunosc. Și voi l-ați văzut. Un pastor s-a îndrăgostit de altă femeie. Dar s-a îndrăgostit tare, că o iubea tare. Nu se mai culca cu femeia lui, pentru că îți dai seama, când apare alta, nu te mai trage a ta. Și atunci el a zis, cui să-i spun? Dacă spun la frate să se roage, află comitetul comitetelor și mă dau afară. Pentru că cei mai mulți oameni sunt prostănați, sunt neînțelepți, ei nu pot lua decizii judecăți între frați, ei nu pot. Ei o să te judece, pentru că n-au minte. Și el a zis, atunci eu ajung la primul om al meu, care-i soția. Și a zis, și am venit și am spus soției, nevastă, am o problemă, am un necaz mare, m-am îndrăgostit de altă femeie. Și am socotit de cuvinte să-ți spun ție, pentru că mi-e greu. Și eu zic, frate, și ce s-a întâmplat? Nu te-o lepăda deodată? A, curvarle, nu. A zis, ea mi-a zis așa niște cuvinte, o propoziție care eu m-am întărit. Eu am să-ți acopăr goliciunea. Dacă tu ai fost dezgolit în domeniul ăsta, eu ăsta o să-ți-l acopăr. Cum? Ea începea să se roage pentru el, să fie mai prietenoasă cu el. Și el îi spunea ei și a treia zi, uite, iar îmi vine gândul la ea. Și ea punea mâna pe capul lui, Doamne Iisuse, binecuvântează-l, eliberează-l, curăță-l. El îi spunea, uite, parcă mă trage să mă duc cu mașina prin fața casei ei să văd. Ea iar o luptă și așa au luptat 3 luni. El s-a trezit într-o dimineață și a zis, s-a eliberat. S-a dus la sora aia cu soția, ea era o femeie tânără, cu soția. Și a spus, te rog, iartă-mă că eu am fost îndrăgostit de tine, dar aia știa.
aia tot a jucat rolul cum să-l fac să îndrăgostească. Înțelegi? Și a zis, iartă-mă, te rog, acum sunt liber, acum mă pot ruga pentru tine din toată inima. Și soția spune, da, uite, noi asta facem amândoi. Pentru înțelepți, pentru familiile înțelepte care știu ce e lupta spirituală. Femeile neînțelepte sau bărbații neînțelepți, a, ești curvă? Gata, n-am treabă cu tine. Nu, asta a fost un caz extrem. Asta nu se întâmplă, asta e 1 la 10.000. Dar vreau să știi, să-i spui soției tale tot. O femeie și refuza soțul în patul ei, nu făceau dragoste. Pentru că așa le-a învățat, cineva i-a învățat, auzi, pedepsește-o. Nu, pedepsește-l, nu-i da, ființă leaptă. Și ea nu se culca cu el. Și el a zis, nevastă, trebuie să-ți recunosc ție, eu mă masturbez, mi-e greu. Mie mi-e foarte greu, eu mă masturbez. Și, dar totodată nu vreau să te schimb, măcar că masturbându-mă eu parcă te schimb. Uite, pe ei i-a ajutat, soția s-a trezit și a zis, ce fac eu? Eu înruinez familia. Auzi, dacă soția ta nu-i primul prieten al tău, vai și amar de familia ta. Dacă tu nu poți să-i spui ei deschis toate lucrurile, dacă te doare în fund, dacă faci diferite, tot spune lui soția ta, fii chirurgul ei, ia chirurgul tău, spune tot. Amin? Pentru că ea sau el, poate numai el, poate să acopere goliciunea ta. Amin? Scrie așa, de astăzi mai mult am să acopăr goliciunea soțului meu. Femeile, sunteți de acord? O întrebare. Tu trebuie să fii gata să spui lui soția ta și lucrurile rușinoase și murdare și tot. Și lui soțul tău tot. Asta e familia unită. Eu spun o întrebare care nu pun mulți predicatori. Nu știu cum să o pun, trebuie să iau putere mai mult. Familia devine un trup când ei nu pot amândoi unul fără altul. Mulți cred că da, în Domnul ei încep să devină un trup de la nuntă, de la binecuvântare. Dar știi când cu adevărat tu ai devenit un trup? Când puteți amândoi să stați în baie, unul pe WC-ul, dar unul alături. La cine s-a întâmplat, ridicați mâna? Așa de tare vă iubiți că nu puteți. Și tu îi spui, ieși, dar eu te iubesc. Ea îți spune, ieși, dar eu te iubesc. Asta e un trup. Asta e un trup, tu nici la viceu nu poți. Este o vorbă, măi, nici la viceu nu poți fără dânsă. Să nu poți nici la viceu fără ea. Asta e un trup. Eu știu, eu înțeleg, tu-i să auzi aici lucruri care ți-ți plac, dar nu-ți place să le auzi deodată. Dar ți-ți plac. Nu nimic. Recunoașteți ușor greșeala, cereți iertare, plânge. Nu fii prea gelos și suspect pe soția ta. Fraților, este un verset, Coloseni 3:19, ultimul verset. Coloseni 3:19. Femeile citesc, 2-3, și? Nu înțeleg, femeile nu sunt de acord? Coloseni 3:19, și? Încă o dată citim tare, 2-3, și? Coloseni 3:19, încă o dată. Măi, dar și parcă nu-i putere în voce. E drept că trebuie de mâncat, dar hai încă o dată. Două, trei. Bărbaților, iubiți-vă
Acum femeile au învățat pe de rost, se uită în ochii lor țintă și repetă versetul ăsta. Două, trei. Bărbații, vă întoarceți tot? Bărbații se întorc la nevestele lor. Ele se uită țintă în ochi și citesc versetul ăsta. Da? Vă uitați în ochi. Două, trei și... Tu ce ești din altă? Olea, tu n-ai citit, el s-a uitat cu coada ochilor. Încă o dată, pentru familia moldovană, încă o dată, două, trei. Amin. Amin? Amin. Auzi? Știi de ce nu ține necaz pe el? Pentru că ea e emotivă. Ea e foarte emotivă. Și dacă tu ții necaz pe ea, tu o distrugi pe ea sufletește. Pe ea n-ai voie să ții necaz. Bărbatul poate duce un necaz din ăsta. Hai să-ți dau secretul altfel. Dacă tu ai greșit, nu hai așa, dacă soția ți-a greșit ție și tu ești supărat, asta nimeni nu observă și pe nimeni nu interesează. Dacă soția s-a supărat, suferă tot neamul. Scrie asta. Cine vrea la poate și-o scrie. Dacă soțul s-a supărat, nimeni nu-l observă. El îți duce în camera lui, dar du-te acolo și încăpățânează cât tare. Ia face mâncare, mi-te face. Dacă ea s-a supărat, suferă tot neamul și verișorii de-a treilea. De atâta nu țineți necaz pe el, e mai bine pentru voi. Vrei să fii fericit? Eu te sfătui, Pavel, zici, nu ține necaz. Zici, puișor, s-a întâmplat, uite, în asta trebuie să te pocăiești, ai spus clar, în asta tu nu ești dreaptă, Dumnezeu spune altfel. Și gata, dar nu vine și a doua zi. Și a treia zi, ți-am spus. Și a patra zi, dar eu ți-am spus. Auzi? Nu ține necaz pe ea dacă nu vrei să suferi neamul. Nu ține necaz.